până după ce am întâlnit-o pe ea, m-am liniștit și gata, cu numere de telefon. Și de unde să știe ea acum că nu vii iarăși cu, uite așa, cu un carnețel de numere de telefon pe notele de plată? De unde să știe? De unde să știe? Nu, s-a convins. S-a convins. De 4 ani de zile s-a convins de mine. Păi, ia zi-mă, Robert, cum, deci tu erai barman. Și cum? Barmanul spotar. Eu și le făceam băuturile și serveam la masă. Și da. cum le cereai numărul de telefon fetelor? După ce aveam o discuție de 10-15 minute, că îți dai seama, eram plecat peste tot, stăteam mai mult în bar și peste bar eu stăteam de vorbă cu ele, stânga, dreapta. Ele se agățau așa de bar, așa, pe scoarele din alea înalte. Stăteau la mesele lor, practic. Așa, și era un pic amurât că eu trebuia să țip, știi? Da, și cum făceai? Te băgai în vrăjeală cu ele, să-ți fac un cocktail, un țaca, paca. Fiind și un pic carismatic, așa. Tu, cine, tu? Da. Și modest, că... Și un pic modest, da? Așa, ce ți s-a întâmplat? Îmbrăcat frumos, la patru ace. Sper că aveam foarte mare priză. Că nu te duci cu bulinele astea la bar, că nu știu dacă agățai ceva. Nu, aveam niște pantaloni eleganți, o cămașă, un papion, eram bărbierit atunci. Păi de aia, vezi, aici s-a stricat treaba. Era, da. Și îți lăsau fetele, practic, numărul lor de telefon. Ei, le ceream eu după și ce și tu cum știai care dintre ele e cu numărul ăla, care era blondă, care era bruneta? Poză, de multe ori vorbeam cu ele pe WhatsApp și la WhatsApp ai văzut că ai poză. Am înțeles, și da. Așa le alegeai. Cine... Te mai tai și pe boss să vezi dacă a consumat dacă destul, merita, dacă da. Merita, ce și-a consumat. Și-a luat un suc ieftin, carbogazos sau și-a luat un fresh de portocale. Făceam niște calcule să știu dacă voi ieși cu ea ce consumă, știi că nu eram foarte bogat. Dacă te ține punga, că dacă își lua un carbogazos, te ține punga, dar dacă își lua un fresh de portocale... La un fresh de portocale scârțâia un pic. Da, dacă bea 5 freshuri de astea și vrea și un prosecco la final, m-a terminat de bani. Deja nu mai avea cum să ajung acasă. Lasă-o să-și ia ceva să-și poată permite singură consumația. Bă, frumos așa. Nu că de multe ori plăteam eu, că nu sunt chiar așa chitros, da? Chiar așa chitros nu ești. Bine, am înțeles povestea voastră, ce să vă zic, dragii mei, interesant, dar mă bucur de un lucru, că n-am mai auzit cuvântul Facebook.